Hei, bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi v-am pregătit un nou episod din Recrez TikTok-urile persoanelor populare. Și pentru că am văzut că vă place așa de mult această serie, o voi posta o dată pe săptămână pentru voi. Așa că scrieți-mi în comentarii care sunt TikTok-urii voștri preferați, iar eu voi recrea videourile lor de pe TikTok. Apropo, nu uitați să dați și voi un like, un share pe Instagram, eu vă voi reposta pe Insta Story și subscribe la canalul meu de YouTube. Avem aproape 3 milioane de abonați pe TikTok și pentru asta vă mulțumesc foarte mult, așa că hai să începem! Ok, TikTokerii de astăzi sunt Charlie, Lauren Gray, Edison Re și Holly Hash. Ele sunt și TikTokerițele mele preferate, așa că am ales niște TikTok-uri foarte interesante pe care să le recreez astăzi. Înainte să începem primul TikTok, nu uitați că am lansat o super piesă care se numește chiar TikTok, o aveți în descrierea acestui video și m-aș bucura tare să o ascultați și voi. Așa că hai să începem cu primul TikTok! TikTok-ul pe care l-am ales astăzi de la Charlie este acesta. Este un dans, cum mie îmi place foarte mult să dansez, eu zic că o să-mi iasă, așa că hai să vedem cu ce este îmbrăcată Charlie aici. Are un maieu negru scurt și pantaloni albi în jos. Avem aici maieul negru pe care o să-l întoarcem cu spatele ca să fie chiar ca al lui Charlie și niște pantaloni albi. Deci, hai să ne transformăm în Charlie! Ok, și m-am transformat în Charlie, mă rog. Mi-am luat maieul negru, mi-am luat pantalonii albi și mi-am prins părul alandala, mă rog, are un fel de păr prins bine, care peste noapte s-a ciufulit, deci nu cred că mi iese chiar acum așa, pentru că doar l-am prins cum am putut. Așa că aici în spate avem trepiedul, telefonul, deci hai să facem TikTok-ul! Bun, hai să vedem cum a ieșit! Eu zic că a ieșit foarte bine, așa că hai să trecem la următorul TikTok. Următorul TikTok pe care îl vom recrea este cel al lui Lauren Gray. My world, everyone's a pony and they all eat rainbows and poop butterflies. That's beautiful, Katie. Parcă este vocea mea. Mi s-a părut super drăguț când l-am văzut și am zis că trebuie neapărat să recreez. Așa că haideți să vedem cu ce este îmbrăcată Lauren Gray. Bun, avem nevoie de o geacă neagră de blugi. Am și o geacă neagră de blugi, doar că este mult mai lungă. Așa că am luat această gecuță scurtă și drăguță, care seamănă cu a ei. Și un maieu negru o să folosim pe același de la Charlie, cel cu Charlie. Așa că hai să ne transformăm în Lauren Gray. Și m-am transformat în Lauren Gray, mă rog, n-au ieșit deloc bine codițele astea, dar n-am nicio șansă să le fac pentru că n-am 4 elastice, la mine am doar 2. Ăsta a ieșit decent, tot prost, dar a ieșit mai decent decât ăsta pe care l-am făcut de vreo 5 ori și tot n-a ieșit. Hai să refacem TikTok-ul! Foarte ușor să recreez acesta, așa că haideți să vedem cum a ieșit. My world, everyone's a pony and they all eat rainbows and poop butterflies. That's beautiful, Katie. Da, cred că a ieșit foarte bine. Așa că, hai să trecem la următorul. Bun, următorul TikTok pe care îl vom recrea este cel al lui Holly Hash. După cum v-am obișnuit, ea este fată foarte frumoasă și nu știu cum, dar foarte mult mi-a spus că semăn cu ea în comentarii. Așa că am zis să continui să recreez TikTok-urile ei. Iar pentru acest episod din vlog, eu l-am ales pe acesta. I mean, I don't even know why you girls bother at this point. Like, keep it up. It's me. I win. You lose. Chiar nu sunt eu în adică gen o să-mi fie destul de greu să joc acest rol. Sunt sigură că nici ea nu este genul ăsta de fată arogantă, dar e amuzant pentru că ne provoacă și o să jucăm un rol interesant. O salopetă roșie în carouri și o bluză albă. Am găsit o bluză beige, nu m-am găsit una albă, din păcate. O salopetă roșie aproape ca ei, deci hai să le combinăm să vedem cum arată. Și m-am transformat, mă rog, aproximativ
cu această salută mi se pare că seamănă foarte, foarte tare. Aici am telefonul ca să fac TikTok-ul și acum eu îl poziționez astfel încât să fie perfect. Și hai să vedem cum a ieșit TikTok-ul. I mean, I don't even know why you girls bother at this point, like, keep it up. Yep. It's me. Yep. I win. Yep. You lose. Yep. Yep. A ieșit destul de asemănător, zic eu. Ele au părut foarte, foarte, foarte lung. Aș putea să fac și eu cu meșele. Și ultimul TikTok pe care vi l-am pregătit astăzi este cel al lui Edison Red. Nu știu cum se citește numele exact. Am văzut că e destul de populară și ea pe TikTok în America. A început prin a face TikTok-uri cu mama ei, care e foarte tânără, sau cel puțin arată foarte tânără. Așa că haideți să vedeți ce TikTok am ales de la ea. My heart's so cold, I think I'm done with ice. Birds. If I leave her, she gon' die. Well, bitch, you done with life. Okay. Better not pull up with no knife, cause I bring guns to fight. Boom. Say you got that sack, I got that sack. But ain't no ones of mine. Nope. And my little bitch say I'm getting too boo. I don't need like dubs of mine. Alright. What I look like without. Wow, este un dans foarte lung, dar îmi place să dansez. Apropo, vă aștept pe toți la academia noastră de dans, pentru că avem foarte multe centre în București, unde faceți chiar cu mine, în majoritatea locurilor. Și de-abia aștept să fac TikTok-uri cu voi, să dansăm împreună, să mergem la concursuri. Deci dacă vreți să intrați în academia noastră de dans, în Andragogan Dance Academy, intrați în linkul din descriere ca să vă înscrieți. Bun, pentru acest TikTok ne trebuie o pereche de blugi albaștri și o bluză albă. Cam așa am zis, o pereche de blugi albaștri și o bluză albă. Nu e chiar o bluză albă, este ceva alb care seamănă foarte mult cu o bluză albă. Așa că haideți să ne transformăm în Edison Ray. Bun, și m-am transformat în Edison Ray, mă rog. Nu sunt blondă, n-am părul lung, arăt cam așa, n-am avut nici bluză. De fapt, am bluză caie, doar că efectiv nu o găsesc, doamne, cât am căutat-o. Așa că hai să facem dansul pe care îl face ea pe TikTok. Ok, haideți să vedem cum a ieșit TikTok-ul. My heart's so cold, I think I'm done with ice. Birds. If I leave her, she gon' die. Well, bitch, you done with life. Okay. Better not pull up with no knife, cause I bring guns to fight. Boom. Say you got that sack, I got that sack. But ain't no ones of mine. Nope. My little bitch say I'm getting too boo. I don't need like dubs of mine. Alright. But I look like what I. Eu zic că a ieșit foarte bine, voi. Ce părere aveți? Care este TikTok-ul vostru preferat din tot ce am făcut până acum? Puteți să-mi scrieți în comentariile acestui video. Și chiar mă bucur că vă place această serie și îmi doresc foarte mult să vă simțiți bine în pielea voastră, să faceți TikTok-uri cu colegii voștri, să vă distrați. Faceți asta ca să vă simțiți bine, nu pentru vizualizări sau pentru like-uri. Încercați să vă bucurați pur și simplu de fericirea celor din jur și a petrece timp cu cei din jurul vostru, pentru că asta e cel mai important până la urmă. Eu chiar fac TikTok din plăcere și mă bucur foarte mult că am intrat pe aplicația asta de când era Musical.ly, de fapt. Oare mai știți cum era atunci când era Musical.ly? Wow! Mă rog, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați și voi un like, un share pe Instastory. Eu vă repostez pe Instagram. Contul meu de Instagram este andragogan.ofufu. Și nu uitați că dacă vreți să mai postez recreez TikTok-uri populare, să dați subscribe, pentru că săptămâna următoare va apărea un nou episod din această serie. Eu am fost Andragogan, vă aștept cu un like și la noua mea piesă TikTok, la care am făcut și un videoclip super mișto. Intrați în linkul din descriere acestui video. Eu am fost Andragogan, iar noi ne revedem și data viitoare!